Există teleșcoală la TVR și online. Am câteva argumente pentru care merită încercată experiența. În primul rând pentru că la școala reală deocamdată nu se poate merge. Apoi pentru că așa copiii se pot trezi la o oră decentă, ceea ce n-ar face în mod obișnuit, e ușor să fici în starea de vacanță. Mai e ceva, obiectele la care sunt lecțiile de la televizor sunt cele care vor conta pentru bacalaureat și pentru capacitate. Și, mai important decât atât, e gratis, ceea ce n-am putea spune despre meditațiile la care, știm foarte bine, părinții ajung să apeleze de cele mai multe ori. Mai am un ultim răspuns. George Mallory, când a încercat în 1924 să urce Everestul, a fost întrebat de ce face asta. A răspuns simplu și a rămas în istorie. Pentru că există. Așa și cu teleșcoala. Încercați-o. Poate e utilă. Ce cool sunteți! Wow, tocilarii sunt preferații mei! Hai că am glumit! Sunteți toți, da? Stați să-l așteptăm și pe Alex. Mereu întârzie. Hai mai cu viață, Ștefan! Și tu, parcă acum te-ai trezit! Hai să ne adunăm, că urmează algebra! Recapitulare pentru bac! Baftă! Bună ziua tuturor! Sunt Silvia Mușătoiu, profesor de matematică la Colegiul Național Gheorghe Șincai din București și vă invit și astăzi să ne antrenăm împreună pentru examenul de bacalaureat pe un subiect de algebră. Ne propunem astăzi exersarea raționamentelor și optimizarea proceselor, asigurarea transferului de cunoștințe anterioare în raționamente noi, utilizarea competențelor de generalizare sau particularizare a unor proprietăți studiate. Recapitulăm astăzi legi de compoziție, proprietăți ale legilor de compoziție, grup, morfisme și izomorfisme de grupuri. Problema a doua din subiectul 2 roman din testul 5 de antrenament propus de minister are următorul enunț. Pe mulțimea M, intervalul deschis minus 10-10, se definește legea de compoziție asociativă dată prin x compus cu y egal cu 100 pe lângă x plus y supra xy plus 100. Prima cerință, arătați că 3 compus cu 0 este 3. A doua cerință, se consideră funcția f definită pe m cu valori în intervalul deschis 0 infinit, dată prin f de x egal cu 10 minus x supra 10 plus x. Demonstrați că f de x compus cu y este egal cu f de x ori f de y pentru orice x și y elemente din m. A treia cerință, determinați x element în m pentru care x compus cu x de 11 ori x este egal cu 0. Să ne amintim ce înseamnă o lege de compoziție internă. Dacă M este o mulțime nevidă, se numește lege de compoziție internă pe M. Orice funcție F definită pe produsul cartezian M ori M cu valori în M. Așadar, fiecare pereche XY din produsul cartezian, care este domeniul funcției, va merge prin funcția F în imaginea acestuia, care trebuie să fie element din mulțimea M, nu din afara ei. Vom citi acest f de xy compusul lui x cu y prin funcția sau prin legea dată. Sunt diverse notații pentru legile de compoziție, respectiv pentru compusul dintre două elemente. Sunt notații pe care le cunoașteți și, evident, ați folosit mult mai multe decât aveți pe tablă. Prima cerință înseamnă să calculăm un compus între două elemente date. Elementele 3 și 0 sunt elemente din intervalul minus 10-10 care apare în ipoteză. Așadar, perechea 3-0 va merge prin legea noastră în compusul lui 3 cu 0, care se calculează după regula dată 100 pe lângă 3 plus 0 supra 3 ori 0 plus 100. După efectuarea calculelor, ajungem la compusul egal cu 3. Prima cerință este foarte ușoară. Am aplicat doar o regulă de calcul dată în enunț. În a doua cerință, o funcție definită pe intervalul minus 10-10 cu valori în 0 infinit cu o expresie dată trebuie să satisfacă o egalitate. Pentru două elemente x și y din mulțimea dată, adică din domeniu, vom calcula f de compusul dintre x și y. Compusul xy este element din mulțimea m, din definiția legii de compoziție. Așadar, f de x compus cu y va fi
10 minus x compus cu y, am înlocuit variabila funcției cu compusul nostru, supra 10 plus x compus cu y. Înlocuind mai departe forma compusului, f de x compus cu y va fi 10 minus 100 pe lângă x plus y, supra xy plus 100, supra 10 plus același compus. Pentru calcule mai simple, această fracție am simplificat-o cu 10. Și rămâne tot o fracție supraetajată, 1 minus 10 pe lângă x plus y, supra xy plus 100, supra 1 plus 10 pe lângă x plus y, supra xy plus 100. Am adus la același numitor, am eliminat numitorii prin simplificare, ei sunt identici, și obținem xy plus 100 minus 10x minus 10y, supra xy plus 100 plus 10x plus 10y, expresii care se scriu ușor sub formă de produs, 10 minus x pe lângă 10 minus y va fi numărătorul și 10 plus x pe lângă 10 plus y numitorul. Această fracție însă se poate scrie mai departe sub forma unui produs de fracții cu variabilele separate, prima cu x, a doua cu y, 10 minus x supra 10 plus x, înmulțit cu 10 minus y supra 10 plus y, ceea ce înseamnă f de x ori f de y, indiferent cine ar fi elementele x și y din domeniu. În cerința a treia, avem de determinat un element din mulțimea m, pentru care x compus cu el însuși de 11 ori, de 11 ori apare elementul x, mare atenție că dacă semnul de compunere apare de 11 ori, atunci x-ul apare de 12 ori. Deci trebuie să citiți și mențiunea de sub acest compus. Deci x compus cu el însuși de 11 ori trebuie să fie egal cu 0. În enunțul nostru apare noțiunea de lege de compoziție asociativă. Să ne amintim ce însemna o lege de compoziție asociativă. O lege de compoziție internă pe mulțimea m diferită de vidă se numește asociativă dacă x compus cu y totul compus cu z este egal cu x compus cu compusul dintre y și z pentru oricare trei elemente x, y, z din mulțimea dată. Trebuie să facem niște observații asupra acestei definiții și asupra legilor de compoziție în general. Nu toate legile de compoziție internă sunt asociative. Amintiți-vă că operația de scădere pe R este lege de compoziție internă, dar nu este asociativă, pentru că x minus y minus z egal x minus paranteză y minus z se îndeplinește dacă și numai dacă z este egal cu 0. Deci proprietatea nu este adevărată pentru toate tripletele x, y și z de numere reale, ci doar pentru acelea care au a treia componentă 0. Asociativitatea, de asemenea, permite doar asocierea sau gruparea elementelor din compunere, nu și schimbarea ordinii acestor elemente. Analizând puțin ceea ce am realizat în această problemă, observăm în continuare că legea noastră este asociativă, prin ipoteză, deci putem asocia cele 11 elemente din compusul din enunț. Punctul B al problemei arată comportamentul funcției pe un compus de două elemente, dar nu arată comportamentul funcției pe mai mult de două elemente. Din definiție și din ipoteză, pe de altă parte, de vreme ce compusul între x cu x de 11 ori este egal cu 0, f de acest compus este egal cu f de 0. Să vedem cum putem folosi toate aceste informații. M-am gândit întâi să analizăm această problemă puțin mai general și să exersăm puțin generalizarea. Vom demonstra prin inducție matematică următoarea propoziție. Dacă x1, x2 până la xn sunt elemente din mulțimea m, atunci f de compusul celor n elemente este egal cu produsul imaginilor lor. F de x1 ori f de x2 ori f de xn, oricâte numere am avea mai mult de 2, în orice caz, pentru oricare n mai mare sau egal ca 2. Vă reamintesc principiul inducției matematice care ne ajută în rezolvarea unor astfel de propoziții care depind de numere naturale și se demonstrează pentru oricare număr natural sau oricare număr natural pornind de la un număr natural dat încolo. Principiul inducției, dacă o propoziție P de N, care depinde de numărul natural N, este adevărată pentru N egal cu 0 și presupunând că P de K, unde K este natural fixat, este adevărată, rezultă că P de K plus 1 este adevărată, atunci P de N este adevărată pentru oricare număr natural N mic.
O variantă a acestui principiu este următoarea. Dacă propoziția P de N, care depinde de numărul natural N, N mai mare sau egal cu P, P și el natural fixat, este adevărată pentru P, adică primul număr natural de la care vrem să aibă loc, și presupunând P de K adevărat cu K natural fixat mai mare sau egal ca P este adevărată, rezultă că P de K plus 1 e adevărată, atunci propoziția devine adevărată pentru orice N număr natural mai mare sau egal cu P. Metoda pe care o folosim pentru demonstrarea unor astfel de propoziții este metoda inducției matematice și are două etape. Prima etapă este verificarea, adică propoziția se verifică pentru primul număr natural de la care dorim să aibă loc sau dorim să demonstrăm că are loc. În partea inițială furnizată de principiu verificăm P de 0, deci de primul număr natural, iar în varianta principiului inducției vom verifica propoziția pentru P, care este primul număr natural de la care vrem să aibă loc. Etapa a doua se numește pasul inductiv și sau demonstrația propriu-zisă și presupune P de K propoziția adevărată și demonstrează P de K plus 1, adică P de succesorul lui K, propoziție adevărată. Etapa întâi pentru problema noastră înseamnă verificarea pentru n egal cu 2, pentru că propoziția trebuia să fie adevărată oricare n, n mai mare sau egal cu 2 natural. P de 2 în cazul nostru înseamnă că vom avea două elemente din m, x1 și x2, și trebuie să demonstrăm că f de x1 compus cu x2 este egal cu f de x1 ori f de x2. Dacă x1 și x2 sunt elemente din m, conform punctului B al problemei, amintiți-vă că la punctul B am demonstrat că f de x compus cu y era egal cu f de x ori f de y, oricare ar fi x și y, din M. Deci punctul B al problemei ne asigură că P de 2 este adevărată. S-a verificat. Etapa a doua, pasul inductiv, înseamnă să trecem de la pasul K la pasul K plus 1. K este un număr natural mai mare sau egal cu 2 în problema noastră. Vom presupune P de K adevărat și este foarte important să scrieți corect ce înseamnă ipoteza de inducție și propoziția de demonstrat. P de K este ipoteza de inducție și în cazul nostru înseamnă că F aplicat unui compus de K elemente va fi produs de K imagini F de X1 ori F de X2 ori F de XK. Este propoziția presupusă, deci adevărată. P de K plus 1, care trebuie demonstrat, înseamnă să demonstrăm egalitatea lui F de compusul de K plus 1 elemente egal cu produs de K plus 1 imagini. Este propoziția la care trebuie să ajungem. Am pornit din membrul stâng al acestei egalități de demonstrat. F de compusul a K plus 1 elemente se va transforma folosind proprietățile din enunț. Știam că legea de compoziție este asociativă. Deci în acest compus putem asocia primele K elemente și compusul lor se va compune mai departe cu XK plus 1. În acest fel, în acest membru al egalității avem de fapt F aplicat unui compus de două elemente. Deci conform punctului B din acest punct putem transforma F de compusul de K plus 1 elemente în F de primul compus de K elemente înmulțit cu F de XK plus 1. Însă, ipoteza de inducție ne asigură că F de compusul de K elemente se poate scrie ca produs de imagini. F de X1 ori F de X2 ori F de XK ori F de XK plus 1. Așadar, egalitatea din P de K plus 1 este adevărată, deci P de K plus 1 este adevărată și atunci, din cele două etape, conform principiului inducției matematice, P de N este adevărată pentru oricare N mai mare sau egal cu 2. Cunoaștem, deci, comportamentul funcției noastre pentru oricâte elemente am avea din mulțimea N. Acum, de la general la particular. Particularizăm N egal cu 11, iar elementele X1, X2 până la X11 le alegem pe toate egale și le vom nota cu acest X pe care, de altfel, în problema noastră îl căutăm. Obținem f de x compus cu el de 11 ori egal cu produsul de imagini f de x ori f de x ori f de x de 11 ori și care trebuia să fie egal cu f de 0. Din ultima egalitate obținem f de x totul la 11 egal cu f de 0. F de 0 se poate calcula înlocuindu-l pe x cu 0, obținem 1.
Și atunci ecuația se reduce la f de x egal cu 1, înlocuind funcția, ajungem la o ecuație de gradul 1, 10 minus x egal cu 10 plus x, de unde x egal cu 0 și este element din mulțimea m. Am adăugat la această problemă niște cerințe suplimentare legate de enunțul pe care l-ați văzut. Problema se pune dacă la punctul C acest element x compus cu el însuși trebuie căutat așa încât compusul să facă 0. Oare puteam să calculăm compusul de 11 elemente și abia după aceea să egalăm cu 0? Răspunsul este da, putem să calculăm. Pentru acest motiv am adăugat acest punct D al problemei. E un exercițiu bun, trebuie să calculăm 5 compus cu 5 și așa mai departe compus cu 5 de 2020 de ori 5. Asta pentru că examenul vostru se va susține în acest an. La punctul următor admitem că M împreună cu legea dată este un grup abelian și trebuie să demonstrăm că funcția definită la punctul B este izomorfism de grupuri. Pentru asta trebuie să ne amintim ce înseamnă grupul și ce înseamnă morfismul și izomorfismul de grup. Pentru punctul de cerință suplimentară, elementul pe care trebuie să-l determinăm este A egal cu 5 compus cu 5 de 2020 de ori. Știm cum se comportă funcția noastră pe compus de multe elemente, așadar F de A, care înseamnă F de 1 compus de 2020 elemente, va deveni un produs de f de 5 de 2020 de ori, adică f de 5 la 2020. Numai că funcția este cunoscută. Obținem 10 minus 5 supra 10 plus 5, totul la puterea 2020, adică 1 pe 3 la 2020. F de a, pe de altă parte, înseamnă 10 minus a supra 10 plus a, care trebuie să fie egal cu 1 supra 3 la 2020, de unde, ajungând la egalitatea produsului dintre mezi și produsul extremilor, vom avea 10 ori 3 la puterea 2020 minus 3 la 2020 ori a egal cu 10 plus a. Efectuând calculele, a, elementul cerut, ajunge 10 pe lângă 3 la 2020 minus 1 supra 1 plus 3 la 2020, deci am reușit să calculăm chiar un compus de 2020 de elemente folosind funcția din enunț. Pentru cerința de la punctul E, admitem că M cu steluța este un grup abelian, steluța fiind notația pentru legea de compoziție. Să ne amintim ce înseamnă un grup abelian. Dacă M este o mulțime nevidă și avem o lege de compoziție internă pe M, atunci structura algebrică M împreună cu legea dată se numește grup dacă sunt îndeplinite simultan condițiile. Legea este asociativă. În dreapta aveți scrierea acestei proprietăți. Legea are element neutru, deci există un element din mulțimea M, astfel încât X compus cu E să fie egal cu E compus cu X și să fie egal cu X oricare X din M. Iar a treia condiție, toate elementele mulțimii M sunt simetrizabile în raport cu legea dată. Deci, fiecărui X din mulțimea M îi corespunde un alt element x', astfel încât x compus cu x' să fie egal cu x' compus cu x și să fie egal cu elementul neutru. Dacă în plus față de aceste trei proprietăți, legea este și comutativă, adică x compus cu y este egal cu y compus cu x pentru orice două elemente din M, atunci M împreună cu legea lui formează grup comutativ sau grup abelian. Aveți pe ecran definiția pentru morfism, respectiv izomorfism. Pentru că enunțul nostru se referă la un izomorfism, mă voi opri asupra definiției izomorfismului. Dacă M și G sunt două grupuri cu legile lor, o funcție f definită pe prima mulțime cu valori în a doua mulțime se numește izomorfism de grupuri dacă sunt îndeplinite simultan condițiile. F este morfism de grupuri, adică f de un compus de două elemente din domeniu este egal cu compunerea imaginilor lor în codomeniu pentru oricare A și B din domeniu și F este bijectivă. Conform punctului B, funcția dată este morfism de grupuri pentru că satisface relația din definiție. F de X compus cu Y era egal cu F de X ori F de Y pentru orice două elemente X și Y din M. Rămâne deci să demonstrăm că funcția este bijectivă, fiind o funcție reală de variabilă reală definită pe un interval, îi putem studia bijectivitatea pe baza variației. F este o funcție elementară, este o funcție rațională,
Așadar, este derivabilă, deci derivata ei, așa cum știți, înseamnă numărător derivat, adică minus 1, pe lângă numitor nederivat, minus numitor derivat, adică 1, pe lângă numărător nederivat, supra numitor la pătrat. Efectuând calculele, obținem derivata minus 20 supra 10 plus x totul la pătrat, un număr mai mic ca 0 pentru orice x din intervalul minus 10-10, ceea ce înseamnă, conform consecinței teoremei lui Lagrange, că f este strict descrescătoare pe domeniu. Dar cum orice funcție strict monotonă este injectivă, rezultă că funcția noastră este injectivă. Pentru surjectivitate vom folosi una din proprietățile studiate în clasa 9-a. Dacă imaginea funcției este egală cu codomeniu, atunci funcția este surjectivă. Am calculat așadar limita funcției pentru x tinzând la minus 10 cu valori x mai mare decât minus 10. Limita când x tinde la minus 10 din funcția noastră, cu operațiile pe care le cunoașteți, este plus infinit. Limita când x tinde la 10 cu valori mai mici din f de x este limita din aceeași funcție și obținem 0. Dar funcția este și continuă și strict descrescătoare, așa cum am demonstrat mai sus. Asta înseamnă că imaginea funcției va fi intervalul 0 infinit deschis, care coincide cu codomeniul. Deci f este surjectivă. Din cele două proprietăți, din injectivă și surjectivă, deducem că f este bijectivă, iar din faptul că era morfism și din bijectivitate, deducem că funcția este izomorfism de grupuri. Pentru a exersa noțiunile pe care ni le-am reamintit astăzi, vă sfătuiesc să rezolvați problema a doua din subiectul 2 roman din testele de antrenament propuse pentru bacalaureat de Ministerul Educației. Regăsiți aceste teste pe site-ul oficial al Centrului Național de Evaluare și Examinare. Mare atenție! Nu confundați baremul cu rezolvarea. În lucrările voastre de la bacalaureat, trebuie neapărat să redactați soluția completă. Și nu uitați, matematica nu este o sumă de formule, ci o succesiune de raționamente logice. Urmăriți următoarele lecții de matematică pentru a accesa împreună cu profesorii gândirea. Pe curând! A fost greu? Poezie. Poezia urmează în câteva minute. Stați să vedeți. Facem o pauză și ne întoarcem în aceeași formulă, sper, pentru lecția de limba română.